data respectivă, că știi, cum v-a spus el, poate așa la telefon, Iure, ia să mă întâlnesc cu domnul Fidiuș pe stradă și el mi-a spus, eu am dus cu lente, lui Potaș, nu știu că le duc proiect. Că chiar că am filmat atunci, Andrei, ca să-l filmat eu și-l păstram și-l pătim de nimeni. Dumneavoastră ați venit să mă întâlnesc cu domnul și acum încercați să aruncați... Dumneavoastră ați aruncat că aveți muniții. Noi n-am venit pe muniții, noi am venit pe un răspuns. Eu am explicat că nu este permis înregistrările video cu telefonul sau cu orice alt dispozitiv în incinta inspectoratului. Dar unde scrie asta? Dar unde scrie asta? Dar unde scrie? Legea, faceți trimitere la lege. Dar dreptate să-i faci omul în 10 luni, poate? Îi facem dreptate. De ce? Eu îți faceam, omul. Eu la botanic aștept dreptate de 9 ani. În cadrul urmăririi penale se fac niște acțiuni despre care dumneavoastră ați fost puși la curent, la momentul respectiv. Domnul Bacanu, poliția lucrează, ce crezi că este joacă? Un semnal de alarmă care eu îl trag aici. În data de 5 a fost atentat cu mort. Fidiuș a fost externat în data de 13 aprilie. Cercetări la fața locului, deci nu l-a chemat Fidiuș pe machetă. Taximetristul care a chemat, poliția care a chemat salvarea la fața locului, Ion Munteanu. De ce au deconectat telefonul? Din cauza că a fost constrâns și a fost această persoană cu bani și voia slabă. Vă nu gândiți că eu nu lucrez cu criminaliști. Bacarciuc, uite, eu o repet. Cu fermă certitudine lucrează psihologi, criminaliști și foști colaboratori de poliție care v-au spus despre biografia și așa. Aștept răspunsul. Vreau să încercați cu orice modalitate să spuneți că se lucrează. Și răspunsul care l-am prezentat pe această masă, cu TVO, unde dumneavoastră singur ați spus că se lucrează. Timp de 10 luni de zile în secolul 21, cu 3 numere de telefon, cu fotografii, cu videocamere, și voi să lucrează. Domnul Fidiuș, în momentul respectiv, când o să faceți cunoștință cu materialul cauzei penale, o să vedeți din ce cauze au durat. Dar de ce nu-mi dați un răspuns? Nu mi-ați dat răspuns mie de luna august. De luna august, mai suntem în luna eroare. Dumneavoastră, duceți în eroare și opinia publică. Nu duc în eroare, că dumneavoastră manipulați. Nu vă manipulează nimic. Încercați să mă înțelegeți că eu nu sunt părtinitor. De ce n-am fost chemat la audieri, la confruntări, cu câteva persoane care dumneavoastră le-ați găsit ca potențioare? Încă o dată vă explic. Toate întrebările de formulat în scris, depuneți... Dar nu încercați dumneavoastră când scris dumneavoastră dați timp de 30 de zile, într-a 29-a zi, scoateți de pe calculator un răspuns și uitați măcar să schimbați la anchet. Numele destinatarului. Doamne, eu i-am spus o de acolo. Eu ați făcut cu dânsul și arăt într-o seară și ne domn și ne doamnă. Din cauza că acest agramat, și vă spun de ce, și dumneavoastră, ca șefa lui, semnați de sub și dați răspuns la Igor. În primul rând, dumneavoastră sunteți obraznic. Eu nu sunt obraznic, dumneavoastră m-ați făcut... Adresa unui ofițer de urmări... Domnul Bacarciuc, dumneavoastră m-ați făcut timp de 10 luni de zile. Că eu sunt vorbesc la dumneavoastră. Arătându-vă că în acest jurământ v-ați încălcat statutul de polițist. Eu nu mi-am încălcat niciun statut de polițist. Totalmente că l-ați încălcat. Răspunsul nu, eu nu am, vreau să spun că până în ziua de azi, adevăratul scop și intenția dumneavoastră de a vă afla aici, la moment. La moment, pentru a sensibiliza opinia publică și a vă arăta pe dumneavoastră în continuare. Nu ați dat răspuns la răspuns. Nu am dat răspuns. Nu mă trebuie să eu dau răspuns. Opinia publică e sensibilizată. Domnul Bacarciuc, încă o dată, dumneavoastră să vă vadă întreaga planetă. Dați-vă demisia. Dați-vă demisia, încă o dată răspuns. Mai asaltul, dacă vine, sigur îți spun că 13 de asalt. Dar și poți să facă Maia Sandu, că e președinte. Dar ce poți să facă Maia Sandu, în primul rând, ca președinte, trebuie să iei act de cauză și să vadă că acest cetățean Igor Fidiuș, care a fost atentat cu umor, apelează în nenumărate rânduri, prin presă, prin, vreau să spun că... Și poate să facă președintele țării cu poliția. Nu, să iei act de cunoștință, da, eu n-am spus să-l limit. Nu-i bun așa. Este procuror general, este, vreau să spun că, în primul rând, care nu-i subordonează Maia Sandu. Care poți să arăta la procuratură să fie aproape. Țineți-o pentru arhiva dumneavoastră, filmați, păstrați, o să aveți amintiri cu mine și nu-i exclus faptul că veți deveni niște persoane cu un rating mult mai ridicat decât l-ați avut. Și urmează că această stație, cred că vă sponsorizează mașinile, combustibil, deoarece voi vă găsiți până în ziua de azi, am făcut. El pe mine m-a adus o leg într-așa stare,
de, cum să spun, el spune că tonul ridicat, eu vorbesc în vască, drept, primul rând. Vorbești cam tare. Eu vorbesc așa, e timbru vocii mele. Și eu când am predat la studenți, tot am vorbit cu un ton ridicat. Asta nu înseamnă că de fidiuș trebuie să te temi. Fidiuș de fiecare dată a spus adevărul și doar adevărul. Dar cine o atentat la viața lui Igor Fidiuș? Vorbești cu adevăr. O atentat. Dar tu ai văzut că el învârtește de fiecare dată, că noi am venit la muniții, că sunt, dar și noi am venit într-o bază militară aici. Noi am venit la inspectoratul de poliție Ciocana, unde până în ziua de azi nu avem niciun răspuns clar despre acest atentat. Înseamnă că ei... că ai să vezi dosarul și ai să constați că ei făceau treabă în timpul trebuie ăsta. Trebuie eu să mă chemi și să-mi spună la ce etapă este de urmărire, cine sunt, că având fotografiile, având numer de telefon, având trei adrese, având, vreau să spun, camerele video de la Ciocana, toate lucrurile astea au dat foarte multe răspunsuri, de mult. De mult au dat răspunsuri. În secolul 21 tu ai atâtea probe, atâtea argumente, atâtea dovezi, și tu vei, înțelegi, și îi spui verșul uscat, eu îți bacarciu. Și mai departe, duci și cate, ia ca hămă, ia ca câini, lista s-a zbat. Uiteau câini vagabonzi lângă inspectorat. Halal poliție și halal primărie.